Președinte al Guatemalei a declarat că țara sa va fi mereu un prieten de nădejde al Israelului. Alejandro Giammattei a făcut această declarație în timp ce a vizitat statul evreiesc în cadrul primei sale deplasări în străinătate. Potrivit liderului, Guatemala va fi un aliat de nădejde al Israelului și va lua atitudine împotriva celor care îl vor ataca. Guatemala a fost a doua țară după Statele Unite care și-a mutat ambasada la Ierusalim anul trecut. Guatemala este prima națiune care a votat în favoarea reinstaurării statului evreu la ONU în 1947. Pentru noi, în Guatemala, Israelul este foarte important. Vom apăra Israelul așa cum Israelul ne-a apărat pe noi. Vom fi aliați toată viața deoarece suntem uniți de aceeași credință în același Dumnezeu. Alpha Omega.